Sunt foarte mulți ani de când împărtășesc împreună cu voi această experiență. Când ajungi pe scenă, vrei să mulțumești cuiva. Eu astăzi vreau să spun că sunt foarte recunoscătoare celor care ne-au învățat ieri și astăzi foarte multe lucruri bine, că plec cu foarte multe lucruri pentru mine și pentru ce urmează să aplic în ceea ce fac și că sunt într-un moment de putere, pentru că aici astăzi a fost cu mine și Aișe, care reprezintă Tubor Turcia, deci forța companiei noastre este la nivel internațional. Și foarte aproape de mine sunt colegii mei, Oana, Denisa, Andreea, Gabriela și, în ultimul rând, colegii de la vânzări, Dragoș și Alexandru și Marius, care nu ne-au lăsat în Brașov să ne facem de cap și au avut grijă de noi și aseară, printr-o cină specială și vreau să le mulțumesc. Vă mulțumesc și aplauze pentru voi! Am ales să vorbesc despre retenție, pentru că în acest moment simt că retenția este cea mai mare problemă la nivelul unei companii. Așa sunt eu, un om de resurse umane, care face asta de 22 de ani la Tubor. Retenția are mai multe aspecte la care avem de lucrat. În mod cert, simțim că partea de salariu este cea care ne mănâncă sufletul. Că întotdeauna lângă noi există o altă companie gata să plătească mai mult, pentru că la nivel de țară ne pleacă oamenii. Și dacă la nivel de țară noi nu găsim o formulă de retenție și avem foarte mult de lucru, impactul se cascadează la nivel de companii, mici, mari, mijlocii, și atunci cu lucrul acesta ne confruntăm și noi. Și noi, echipele mici de resurse umane, din companii mai mici sau mai mari, căutăm soluții, formule magice. Vorbim despre acest termen în engleză, satisfaction și engagement. Eu spun nivelul de implicare, cât de implicați suntem noi, cât de prezenți suntem noi în ceea ce facem. Toate prezentările care au fost astăzi și ieri au atins aceste lucruri într-o mică măsură sau mai mare măsură. La ce vreau eu să mă opresc astăzi? Vreau să mă opresc la partea de dezvoltare. Partea de dezvoltare este un lucru pe care nu avem voie să-l oprim. În momentul în care facem bine procesul de recrutare sau greșim și acceptăm să primim corecțiile în partea de recrutare, în momentul în care facem bine sau mai puțin bine sau corectăm partea aceea de inducție, partea aceea de primire, cum avem grijă de noul angajat, pentru că el este cel mai vulnerabil, în 12 luni el este, noi suntem un pericol ca angajator să plece, ca el să plece, pentru că nu apucă să își facă prieteni, nu este suficient de încălzit și intrat în zona aceasta de obiceiuri și de cum stau lucrurile aici la noi, adică partea de cultură. Și atunci tendința lui este să renunțe ușor, să plece cel mai repede atunci când noi nu ne facem treaba, nu îl ajutăm cu informații utile, nu avem grijă de el să înțeleagă care sunt procedurile și sistemul și modul de lucru. Deci, începând de aici, cu pericolul de salarii, cu partea aceasta de suport și tot timpul de sprijin care trebuie să vină din zona de resurse umane, deși noi vorbim de parteneria de business și partea de resurse umane învață business-ul ca să poată să stea la masa celor care funcționează în zona de business, în zona de vânzări, în zona de producție, că e în partea de financiar. Deși resursa umană face acest efort, noi putem să observăm că și cei care conduc funcțiunile au făcut mari eforturi și au target și au obiectivele lor să înțeleagă partea umană și să se implice în zona aceasta de recrutare, de retenție și de a alege oamenii. La nivelul firmei noastre am reușit în an bun să simțim acest parteneriat. Adică dacă eram din zona de HR cu inițiativă mai mult, cu HR-driven,
Acum lucrăm în mod holistic. Avem acei căutători de resurse, de comori, spunem noi, în teren. Cel puțin 300 de oameni de vânzări la nivel de țară. Colegii noștri din vânzări sunt cei care caută oameni de vânzări comuni, cei care îi găsesc și colaborează cu noi. S-ar putea spune că noi, la nivel de resurse umane, la Tibor, avem o viață ușoară pentru că ne vin candidații din teren. Nu este chiar așa, dar lucrăm holistic. Ne mândrim, să spunem, cu un procent de 70% din angajați care ne aduc în firmă colegi noi. Deci recrutările pe care noi le facem, le închidem 70% prin recomandarea unui coleg angajat. Și restul prin căutări și mai puțin prin site-uri. Asta înseamnă că nu e chiar așa de rău la noi. Și cu ce vin astăzi în fața dumneavoastră? Vin cu o amprentă pe care noi am lăsat-o ca manager de vânzări, pentru că a fost un program, cum spunem, Academia Tibor și avem școli de management. Școli de management la care intră în program nu numai pozițiile de management, da? Se așează la aceeași masă oameni care au potențial și care într-o zi o să ajungă acolo. Școlile de management sunt structurate pe aceeași limbă, cu aceleași module, dar în timpuri diferite de învățare. Ce ne-am dorit foarte mult, ne-am dorit să setăm un limbaj comun în partea aceasta de învățare, să înțelegem la nivel de companie cine suntem noi ca manager, care sunt obiectivele noastre, cum ne organizăm activitatea și timpul, cum învățăm să ne motivăm oamenii și să ne ținem oamenii aproape, cum îi dezvoltăm și ce trebuie să facem pentru ei, care este diferența între eficiență și eficacitate în domeniul pe care noi îl activăm și nu în ultimul rând partea de comunicare, pentru că această comunicare este de fapt pentru noi buna colaborare. La comunicare este baza, acea melodie pe care noi ne găsim, să transmitem informațiile sau să transmitem durerile, nevoile și așa mai departe, dar în final colaborarea contează foarte mult. Cum colaborăm noi și cum ne ajutăm. Și aceste lucruri le-am învățat împreună în aproape 2 ani și am reușit în primăvara aceasta, tot la Brașov, să facem școala rezidențială. La școala rezidențială am avut ca temă fiecare participant să pregătească două situații în care ei au reușit. O practică foarte bună din anul 2018 și o practică din 2019 care va fi validată la sfârșit de an. Deci, cu alte cuvinte, angajamentul a fost luat în scris și prezentat, așa cum ei și-au văzut planurile și cu ce vor face, care sunt lucrurile acelea pe care le vor face mai bine anul acesta. Deci au avut curajul să semneze pentru realizarea obiectivelor. Am avut două zile în care au fost prezentate. La școala rezidențială au participat top managementul, președintele companiei și vicepreședinții companiei. Și aici a avut loc și premiera. Am ales 4 modele de bune practici care au câștigat. Am avut o situație destul de emoționantă. Unul dintre colegi a trebuit să plece pentru că ceva s-a întâmplat cu copilul lui acasă. Și un alt coleg, un alt director de vânzări, i-a prezentat bunele practici. Altcineva a filmat, a vorbit atât de frumos despre el și a prezentat bunele practici ale lui, mai frumos decât propria lui muncă și propria lui prezentare. Și a fost un moment foarte emoționant. Și asta ne arată nouă că, având experiență împreună, că învățând unii de la ceilalți, putem să stăm aproape și când nu e greu. Și dacă atunci când e greu suntem unul lângă celălalt, putem să reușim împreună. Rezultatele se văd, forța de vânzare la noi
are o fluctuație mai mică de 20% decât nivelul companiei. Partea de apreciere și recunoaștere a ceea ce facem noi împreună este notată ca atare, aici vedeți rezultatele. În zona aceasta de resurse umane, nu avem un lux, nu avem un lux, acel lux de a obosi în ceea ce facem. Și trebuie să luăm de la capăt și de la capăt, pentru că există un concept, se numește gorila dancing. Oamenii de resurse umane trebuie să danseze cu gorilele, în ghilimele, până când gorila va obosi. Noi nu avem voie să obosim, iar problemele sunt diferite, oamenii sunt diferiți, nevoile sunt diferite, așa că noi suntem acolo ca să le fim de folos. Mulțumesc frumos!